Bun găsit, prieteni! Aveți mașină? N-aveți mașină? Mergeți cu bicicleta? Mergeți cu metrou? Cu mijloace de transport în comun? Sau poate că folosiți toate mijloacele? Dacă sunteți și șofer și vă place să vă plimbați primăvara cu bicicleta, trebuie să vă spun însă că în București s-a mărit foarte mult numărul mașinilor în ultimii ani, astfel încât la 2 milioane de locuitori să existe în capitală 1,4 milioane de autoturisme. Și la nivel național, numărul de autoturisme a crescut față de anul trecut cu 7%, 7,4% până la peste 8 milioane de autoturisme pentru întreaga țară, pentru România. Hai să mai luăm și autobuzul, dar știu că e frig afară, dar nu ninge. Hai să încercăm să mergem puțin și pe jos pentru că e foarte sănătos. Hai să mai luăm și metrou. Metrourile circulă foarte bine în București și chiar dacă nu acoperă toate zonele, cu siguranță găsim o soluție. Nu suntem noi extraordinari, sub nicio formă. Olandezii, mai exact orașul Amsterdam, are cel mai mare număr de bicicliști și cele mai multe biciclete la nivelul Uniunii Europene. Noi ne situăm undeva spre coadă. Nu ne surprinde lucrul ăsta, gândindu-vă și la nivelul de obezitate, că până la urmă mișcarea stimulează, iată, și consumul de grăsime, să slăbim, așa, să ne menținem în formă. Un număr mare de autoturisme în București, vă spuneam, 1,4 milioane la doar 2 milioane de locuitori, iar la nivelul României undeva peste 8 milioane de autoturisme. Mai lăsați mașina acasă. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață. Zi minunată să aveți!